Începând de ieri, Oltul este mai bogat. Pe lista tezaurelor vii umane ale județului au mai fost adăugate două nume, Olguța Alexandrina Filip, meșter cu sături populare din Cezieni, și Ion Crețeanu, rapsod popular din Voineasa. Vor fi răsplătiți pentru întreaga lor viață dedicată păstrării tradiției și tezaurului folcloric prin acest titlu onorific. Este vorba despre Olguța Alexandrina Filip de la Cezieni, meșteră în cusutul iilor, dar și în țesut, și de rapsodul Ion Crețeanu, cele două nume care sunt începând de ieri pe lista tezaurilor umane vii ale României. Olguța Alexandrina Filip, meșter cu sături populare, este din Cezieni și s-a făcut remarcată prin detaliile cusute pe ei și pe costumele populare. Aceasta este una dintre persoanele care au reînviat sărbătoarea ei din localitate. Ion Crețeanu este unul dintre ultimii culegători activi de folclor din România. Cântă la cobză, meșteșug pe care l-a deprins de la rapsodul care o acompania pe Maria Tănase la concertele din străinătate. Din păcate, printre adevărații meșteri și păstrători de tradiție pură, în timp s-au infiltrat și cei care au transformat cultura în chici sau în afacere. Acum, adevărații meșteri vor fi protejați prin lege. Nu orice vânzător de produse de artizanat se va mai putea folosi de titulatura de meșter popular. Această lege vine să pună puțin ordine în acest lucru, în sensul că va fi o comisie constituită dintr-un reprezentant al Ministerului Culturii, un reprezentant al meșteșugărilor la nivel național, un reprezentant al Ministerului Culturii în teritoriu, Direcția pentru Cultură, și un reprezentant al unei instituții specializate de cultură, care la rândul lui să fie de asemenea specializat în acest domeniu și să aibă activitate în domeniul respectiv, să-i cunoască foarte bine pe meșterii populari, în așa fel încât să nu mai existe posibilitatea de a se strecura acei inși care nu sunt meșteri populari, dar cred și uzează de acest titlu. Programul Tezaure Umane Vii este o inițiativă a UNESCO și are drept scop valorificarea creației tradiționale și marcarea importanței păstrării tradițiilor. Ultima gală de decernare a titlurilor onorifice a avut loc în 2018, iar cea de anul acesta va fi organizată online.